administrație, după părerea mea, ar trebui să aibă în grijă, în vedere, faptul că nu mai au voie să defrișeze spații libere. Viitoarea administrație nu își poate propune să nu salubrizeze orașul. Avem un oraș absolut mizerabil, din toate punctele de vedere. Un oraș mizerabil, mizerabil. Asta este, cum să vă spun eu... Poftim? A terminat, domnul, da. 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 Ecologiștii din Constanța vor insista, eu personal vor insista, să nu se aprobe nicio autorizație de construcție dacă nu vii și demonstrezi că ai locuri de parcare. Am înnebunit, astăzi se fac blocuri, restaurante, ce vreți dumneavoastră, nu are nimeni un loc de parcare. Parchezi mașina la 500 de metri sau nu parchezi nicăieri. E o nebunie întreagă. Am blocat orașul. Adică sunt soluții, sunt idei pe care Partidul Ecologist Român le vrea să le pună în aplicare, fiindcă de unii singuri ați văzut. Nu există. Vreau să nu renunțăm la ideea de a selecta gunoiul, din campania electorală a Partidului Ecologist, aceea de a omul, cetățeanul respectiv, să poată să-și plătească impozitele, taxele la stat locale prin selectarea gunoiului. V-am spus în campanie și am avut o demonstrație și mi se pare că sunt Clujul și un sector din București plătește așa ceva. Avem de unde? Am suficiente idei. Să dea Dumnezeu să ajungem acolo. Sper să ajungem acolo. Să le putem materializa. Da, da.